tot din înțelepciunea care ne vine din Dumnezeu prin Sfântul Grigore de Nisa, aș vrea să vă aduc un nou gând și un nou comentariu, dacă vreți. De data asta poate o să fie două, pentru că apoftegmele prin care vorbește sunt scurte, și una se referă la textul din Coloseni, la acel imn de laudă la adresa Creatorului, de fapt, pe care îl, cu care ne încântă Sfântul Apostol Pavel, arătând că El este de la început în toate lucrurile, pentru El și prin El s-au făcut toate, și El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea, zice la versetul 15 din uh, capitolul 1, și uh, comentariul pe care îl uh, aduce Sfântul Grigore, Denisa, este uh, referitor la partea de sfârșit a capitolului, în care zice așa. Taina ținut ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acestei între și anume, Hristos în voi, nedeștea slavei. Iată ce spune Sfântul Grigore. Dacă ai primit pe Dumnezeu în tine, și te-ai învrednicit să fii fiu al Lui, atunci arată că în tine se află Cel ce te-a născut. Ce poți să spui mai mult decât această, acest fără regiu de înțelepciune? Cum am spus, el este un contemplativ, este, dacă vreți, părintele misticii uh, și ne spune lucrul ăsta. Dacă l-ai primit pe Hristos, dacă ești în Hristos, nu ești doar o făptură nouă, ci arată-l pe cel ce te-a născut. Arată-ți filiația, arată faptul că ești într totul copie a chipului lui Dumnezeu. Uh. Poate e un gând prea adânc, poate că ar fi multe de spus aici, dar aș lăsa la această instanță ceea ce este de spus. Și aș trece în cursul celorlalte, celelalte jumătăți din șapte minute la un comentariu similar. Le referitor la 1 Corinteni 2 cu 2. Ce spune 1 Corinteni 2 cu 2? Spune Sfântul Apostol Pavel acolo. Scumpilor, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Asta trebuie să fie imaginea care să vă fie pilotul care să conducă la legătura a ceea ce înseamnă suferințele lui Hristos pentru mântuirea noastră. Și asta ce spune Sfântul Grigore. Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieți. Sufletul este pânza. Virtuțile sunt culorile. Iar Hristos este modelul pe care trebuie să-l pictăm. Fie ca dacă ne place pictura sau nu, mie de exemplu îmi place și încerc să mă îndeletnicesc cu ea, pentru că lumina și culoarea mă învață să văd lumea naturală în care, pe care Dumnezeu mi-a făcut-o cadou prin naștere și prin venirea în această lume, dar Hristos este modelul care trebuie să-l pictăm. Fie ca fiecare creștin să fie un artist în urmarea și în transfigurarea în propria imagine a chipului lui Hristos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!